Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat miercuri că instituția pe care o conduce recurge la rectificare bugetară pentru realizarea unor investiții majore la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan Cel Nou. Este vorba, în primul rând, de înființarea unei secții noi și anume secția de îngrijiri paliative, investiție de 2 milioane de lei. După cum a declarat șeful administrației județene, secția va fi amenajată în incinta spitalului vechi și va beneficia pentru început de 25 de paturi. Este o secție extrem de necesară pentru bolnavii, incurabil. Acum dăm drumul la studiul de fezabilitate și la expertiza tehnică și alocăm bani pentru dotările aferente a spus președintele Flutur. Banii vor fi alocați și pentru achiziționarea unui mamograf de ultimă generație și a unui osteodensitometru performant dotări în valoare de 1 milion lei. De menționat că banii pentru mamograful digital în speță 500.000 lei au fost alocați de primăria municipiului Suceava. La rectificarea bugetară a precizat președintele Flutur vor mai fi prinși bani pentru dotările aferente sării de operație de la urologie, dar și pentru alte secții chirurgicale, pentru centrală termică nouă la secția de psihiatrie din Burdujen și pentru extinderea de la Spitalul Județean cu încă 100 de locuri. Președintele Gheorghe Flutur a ținut să menționeze că în prezent se află în stadiul de finalizare achiziția stației centrale de sterilizare și procedurile pentru extinderea ambulatoriului și secției de cardiologie.